Bună seara, dragi telespectatori, la o nouă ediție de Culart. Dacă până în această seară am încercat să vă aducem în fața dumneavoastră artiști, cântăreți, actori, tineri actori și deja oameni cu experiență, de această dată am gândit un alt episod. O să mergem împreună pe urmele unor mari autori într-un proiect foarte frumos, realizat de cineva care face lucruri frumoase și am să-i spun bună seara. Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Pe mine m-a intrigat foarte tare, și trebuie să-ți recunosc chestia asta de la început, m-a intrigat foarte tare proiectul ăsta al tău. Pentru că dacă stăm să ne gândim, cel puțin la nivelul nostru de România, n-a existat până acum o astfel de inițiativă. Nu cred că a existat. N-am verificat informația asta, dar sunt sigură că dacă a existat, a fost probabil o inițiativă personală, am mai înțeles. Degrabă. Da. Hai să vorbim de unde a plecat ideea asta de a face acest proiect și vorbim de proiectul pe care l-ai demarat, de fapt. Uh-huh. Și am să te rog să spui și cum se numește proiectul. Proiectul se numește Ocolul Lumii 100 de cărți și a început tot așa, ca un proiect personal. A fost, de fapt, o idee de schimbare de viață, să zic așa. E mai degrabă un proiect despre limite, despre limitele personale și despre toate lucrurile pe care aveam impresia că nu le putem face, deși stă în puterea noastră să schimbăm lucrurile. Exact, să le facem să se întâmple. Da, în prima fază a fost exact așa, o idee personală. Doream foarte tare să combin lucrurile care îmi plac cel mai tare în lume. Și uite, dacă îl întreb pe fiul meu care are 9 ani ce e mama lui, o să-ți spună o scriitoare, o călătoare și o cititoare. Exact asta sunt și exact astea trei componente sunt. Da, foarte frumos și da. Naivitatea lui a spus niște lucruri el știe foarte exact, frumoase. El știe exact să mă definească mai bine decât mama, mai bine decât mulți adulți. E foarte oricum okay. Să-ți trăiască. Mulțumesc foarte mult. Să-ți trăiască. Și cumva asta a fost intenția, să iau toate lucrurile care mi-aduc bucurie și să le îmbrac în ceva care să mă ducă mai departe pentru următorii 40 de ani. Am zis să încep totuși cu 10, pretextul fiind ăsta, de 10 destinații în fiecare an, pe durata a 10 ani, în așa fel încât să recrez cumva această harta bucuriilor, da, a bucuriilor mici. Vreau să te întreb înainte de a continua discuția despre acest proiect, pentru că telespectatorii noștri aici la Culart sunt obișnuiți cu lucruri inedite și ăsta este unul dintre ele, dar înainte de acest lucru vreau să te întreb pe tine ceva. Te rog. Sunt trei într-una. Da. Cine ești, de unde vii și ce faci? Sunt trei într-una, dar sunt cele mai complicate. Știu. O să-l plagiez pe fiul meu, pentru că pot, că sunt mama lui. Da, sunt o cititoare, o călătoare și o scriitoare. Sunt fost jurnalist, am lucrat în televiziune aproape 15 ani. Am ieșit din televiziune doar ca să-mi urmez pasiunea. Pasiunea pentru scris. Și de unde vin? Vin din Zimnicea Telorman, nu știu dacă asta e o destinație de pus pe harta celor mai frumoase locuri din lume, dar cu siguranță e o rădăcină sănătoasă. E un loc care m-a făcut să-mi doresc întotdeauna mai mult și care m-a împins cumva în viață, da, mai mult poate decât pe alții, pentru că exact despre asta a fost vorba acolo, a fost vorba despre bariere pe care stăm puterea noastră să le depășim. Ce fac? Mă străduiesc să aduc bucurie, sinceră să fiu, pentru că am ajuns în punctul ăla în care îmi doresc să trăiesc frumos și să văd partea bună. Știi care e problema? Că ceea ce spui tu acum, dacă stăm să ne dăm un pic în urmă, în spate, pardon, și să spun, să ne uităm, cam toți ne dorim chestia asta. Da, e adevărat. Și vorba ta, depinde de noi. Exact. Până la urmă să reușim să facem chestia asta și să facem ceea ce ne place. Exact. Citeam de curând undeva, nu mi-amintesc exact sursa, știu că nu e jurnalistic foarte corect, dar mi-a rămas suntem în minte ideea. Exact. Așa că era o anecdotă din asta cu 5 broaște stau pe marginea lacului. Uh-huh. 4 dintre ele zic, mi-aș dori să sar în lac. Câte broaște rămân pe marginea lacului? Și răspunsul este 5, pentru că de la mi-aș dori și până la a sări în lac e o diferență foarte mare. Exact. Și de fapt, cred că acolo e... Când te-ai apucat de scris? M-am apucat de scris la 5 ani. E spre ceva. Surpriza tuturor, dar am învățat să scriu fără ca ai mei să știe că am învățat să scriu. Asta am, tot din ambiție personală. Am doi frați mai mari. Nu chiar. Sau da,
tot ce se poate. N-am găsit neapărat explicația asta. Am doi frați mai mari, unul e mai mare cu 10 ani și celălalt cu 11 ani. Erau la liceu când eu aveam așa vreo 5 ani și își făceau lecțiile la o masă mare undeva în sufragerie. Eu stăteam tot timpul sub masa lor și scoteam capul așa și ziceam, ce faci acolo, ce faci acolo, ce faci? Păi, îi sâcâiam constant. Și la un moment dat, ca să scape de gura mea, îmi băgau pe sub masă tot felul de foi pe care scriau A, B, C. Nu mă verifica niciodată nimeni dacă eu chiar scriu literele respective. S-au trezit însă după vreo 3 luni că i-am scris o scrisoare vărului meu care plecase în armată. A fost un incident de care își aduce aminte toată lumea pentru că mama suferă de inimă și a leșinat pentru că nu-și explica cine a scris scrisoarea. Exact, dar cumva a fost un semnal așa pentru toată lumea că destinul meu e pe acolo. Scuză-mă că te întrerup, apropo de povestea ta, acum de curând, pentru că vorbim de experiențe personale. Împreună cu soția mea avem și o trupă de teatru în care ne ocupăm de copii. Și printre copilașii ăștia există un băiețel, Hori îl cheamă, el nu știa să scrie, să citească la început. Și știi cum e, în familie mai sunt mici conflicte între părinți. Evident. Și la un moment dat a zis, mă, trebuie să fac eu ceva, să-i dovedesc lui tati că mama îl iubește și invers. Și vreau să spun că acești copilași s-a apucat să învețe, să scrie și să citească. Și a scris o poezioară ca și cum ar fi din partea tatălui către mamă. Apropo, ca și poveste, undeva tot acolo duce, dar e atât de frumos. Cred că se declanșează niște instincte de care în naivitatea noastră la vârsta aia nu suntem atât de conștienți, dar pe care le lăsăm efectiv să se manifeste fără niciun fel de reținere. Cred că e sănătos să fii, să fii un copil care să-și manifeste creativitatea în felul ăsta. Da. Hai să mergem mai departe. La 5 ani ai scris prima scrisoare. La 5 ani am scris prima scrisoare. Și când te-ai apucat să scrii concret? De scris concret am făcut-o tot timpul, pentru că într-un fel sau altul meseria mea era de scriitor. Eu sunt, ca să zic așa, sunt editor. Adică sunt persoana care dă forma textului cât mai aproape de realitate. Era să zic perfecțiune, dar știi cum e, hai totul e perfectibil. Hai să lăsăm așa cu realitatea, da, că e mai bun. Bine. Deci cât mai aproape de forma finală. Și zona asta de scriitură a fost întotdeauna cumva punctul în care m-am simțit cel mai confortabil. Mi-a fost însă jenă multă vreme, pentru că, știi cum e, educația contează foarte mult în povestea asta și am fost educat să fim modești. Mi-a fost jenă să spun despre mine că aș fi scriitoare, pentru că în mintea mea și mintea noastră a tuturor, un scriitor e cel care publică o carte. Da. Ei bine, nu, în sensul larg, un scriitor e cel care scrie și cumva viața mea s-a învârtit în jurul noțiunii astea de scriitură, de scriere. Multă vreme m-am ocupat de scris, multă vreme m-am ocupat de traininguri în zona de scriitură printre colegii mei jurnaliști. Ulterior am trăit o vreme din predatul de scriitură creativă și de storytelling. Frumos. Acum am un business care se dezvoltă în zona asta, este o agenție de content writing. Ne ocupăm fix de scris povești pentru zona de business, pentru zona personală, dezvoltăm niște proiecte de ghostwriting. Da, până la urmă și asta cu dezvoltarea personală, motivational știi writing. Ce, am o surpriză foarte, foarte plăcută în zona asta, o surpriză personală foarte plăcută, pentru că mulți dintre cei care vin la cursurile de storytelling și de scriere creativă nu au neapărat legătură cu scrisul în preocupările lor zilnice. Vin oameni din corporații, domenii. Vin oameni care fac IT, vin oameni care fac, nu știu, zona financiară sau mai degrabă tehnice. Exact. Cred că e o nevoie din asta de echilibrare, pentru că în momentul în care ești super tehnic sau super standardizat ai nevoie de o ieșapă. Exact. Ai cumva nevoie să aduci un pic de creativitate și un pic de altceva în viața ta. Sunt foarte mulți cei care reușesc să-și depășească cu exercițiul ăsta limitările pe care la un moment dat în viață le-au primit. Sunt oameni care, nu știu, scriu frumos compuneri în clasa 4-a, știi? Și au uitat de chestia asta. Și cineva la un moment dat le-a zis, băi, nu e pentru tine, lasă, sau oprește-te. Sau vezi că tu trebuie să faci asta. Sau tu trebuie să te faci inginer, să câștigi o pâine din ceva, da? Clar. Și au renunțat la zona asta creativă și cumva frustrarea a rămas acolo. E, ajung la vârsta asta de 30-31 pic de ani în care își dau seama că trebuie să o scoată. Pentru că scrisul e de fapt în noi, scrisul chiar e pentru toată este lumea. Este pentru toată lumea, indiferent în ce formă, cum și ce fel. Da. Important e să spui pe hârtie ceea ce simți de fapt. Și să redescoperi povestea și să rămâi om în toată Hai să ne întoarcem la prima ta carte. Prima mea carte, ca să fiu sinceră, este o carte pe care n-am semnat-o cu numele meu, pentru că, nu știu dacă ești familiarizat cu acest concept, ghostwriting,
Ghostwriter-ul este acel scriitor care scrie o poveste în numele cuiva care are o poveste, dar n-are skill-urile necesare să o pună singur pe hârtie. Modelul e extrem de răspândit în Statele Unite. Vine și spre noi, sunt foarte mulți cei care... Am văzut că în ultima perioadă au început să apară exact. Și la noi. Sunt mulți cei care apelează la genul ăsta de servicii și cumva asta a fost primul meu exercițiu de scriitură. Descrie. Da. Bine, discuția e super largă în zona asta, pentru că sunt foarte mulți cei care mă întreabă dacă n-am o problemă cu faptul că nu apare numele meu pe copertă. Nu, chiar nu apare numele meu. Sub nicio formă, pentru că văd lucrul ăsta ca pe o meserie, cumva. Mă văd un instrument în această poveste, dar mă văd un instrument care poate să facă lucrurile mai bine și să regăsească esența, exact, într-o formă în care altcineva n-ar putea să o facă. Îmi place modelul ăsta foarte mult și e unul dintre conceptele pe care mă străduiesc să le promovez cât pot de mult în perioada următoare. Da. Prima carte pe care mi-a apărut și numele este o coproducție. Am scris împreună cu Mirela Retegan. Pe care o salutăm. Pe care o salutăm. Fiindcă e 8 martie, îi spunem și la mulți ani, pentru că, de fapt, toată povestea asta a plecat fix din experiența noastră de părinți. Mirela e mama unei adolescente, Maia împlinește 18 ani anul ăsta. Mulți înainte. Fiim împlinește 10 ani anul ăsta și cumva... Ați legat lucrurile pe povestea asta. Am legat asta. Lucrurile în povestea asta, pentru că Mirela voia să scrie o carte despre experiența ei de părinte de adolescent. Și avea nevoie de un echilibru. Eu am foarte multe proiecte în zona de adolescenți. Am un proiect care se numește Smart Schooling, cu care merg în școlile din România, în licee, în școli generale. Și e o chestie de ținut minte. Da, e de ținut minte și e o chestie de urmărit, pentru că e un proiect pe care copiii îl primesc foarte bine. Ce mă străduiesc să fac acolo este să-i încurajez să facă ceea ce fac eu astăzi, doar că mie nu mi-a spus nimeni asta, mi-au trebuit 40 de ani să ajung să în punctul ăsta. Să ajungi până în punctul ăsta, să realizezi că poți gândesc, să faci. Exact. Da. Mă gândesc să-i ajut cumva să fure startul. Și atunci interacțiunea mea cu adolescenții mă califica în povestea asta cu Mirela să reprezint cumva punctul de vedere al adolescenților. Și a rezultat această carte care se numește Fii de partea mea și care este jumătate perspectiva părintelui în relație cu copilul lui adolescent. Și cealaltă jumătate este poziția adolescenților și felul în care se văd lucrurile de ambele părți, încercarea noastră fiind asta de a regăsi o cale de comunicare, cumva de conectare între cele două părți. Vreau să te mai întreb altceva, apropo de treaba asta, pentru că mi se pare, până la urmă, lăsând la o parte aspectul, dacă vrei, practic, al acestei cărți, mai e și partea cealaltă, partea psihologică, care este foarte importantă. Și vreau să te întreb aici ceva. Și nu știu dacă o să-mi răspund sau nu, dar eu vreau să te provoc. Ai scris din punctul de vedere al adolescentului, dar în momentul în care ai scris cartea, ai fost tu sau ai fost adolescent? Adolescenta. M-am străduit să fiu vocea lor, de fapt. M-am străduit să ies din postura din mea de adult care le știe pe toate. Și dacă e ceva ce am învățat eu din toată experiența asta, am învățat să-i ascult. Și cred că e cel mai mare beneficiu pe care mi l-a adus mie genul ăsta de interacțiune. Pentru că în momentul în care îi asculți cu adevărat, nu știind tu dinainte răspunsurile sau... Făcând pe părintele care știe pe toate. Făcând pe inteligentul care a trecut deja prin asta și ce să vezi, știi, adolescența nu mai are niciun semn. Eu ca tine am fost, tu ca mine n-ai fost. Tu ca mine n-ai fost, exact. Da. Care n-are bază, să ne înțelegem, pentru că lumile noastre sunt diferite. Și realitatea la care sunt expuși ei n-are nicio legătură cu realitatea la care am fost expuși noi. Foarte importantă și aici eu țin foarte tare la această expresie, pentru că, din păcate, lumea o uită. Iar noi, în teatru, în general, este primul lucru care ni se spune. Noi suntem unici și irepetabili. Și atunci... Chiar dacă am trăit în aceeași lume, experiența mea cu a ta nu o să fie niciodată la categoric, fel. Categoric, pentru că filtrele diferă, pentru că contextul e de fiecare dată altul, pentru că oamenii cu care interacționăm sunt de fiecare dată alții și atunci, cu siguranță, lucrurile se întâmplă în felul lor în fiecare. Dar vreau să mă răspund la întrebare. Ai fost și tu adolescent în momentul în care ai scris, sau ai fost doar vocea? Nu, m-am străduit să nu fiu eu adolescenta, m-am străduit să-i las pe ei să fie adolescenți și intenția mea a fost exact asta. Să fii vocea lor. Să fiu vocea lor și cumva să fiu acest canal care să conecteze cumva și să le valideze punctul de vedere în fața părinților care
mai probabil mă ascultă pe mine decât pe ei. Pentru tocmai datorită faptului că tu ești un adult, ei sunt exact, copii. Exact. Poziționarea noastră e egală și atunci. Bun, asta a fost o carte. Bănuiesc că a avut și succes cartea. Așa sper. Da? Sper că a avut succes cartea. Cel puțin vorbind doar de subiect în sine, ar trebui să fie un succes. Hai să mergem acum să vorbim despre proiect, pentru că acest proiect, zic eu că, lăsând la o parte că ți-a luat 10 ani din viață sau ți-a 10 ani din viață, așa cum ți-ai propus, lăsând la o parte acest aspect al timpului, e un proiect inteligent. Așa sper, da. Și de asta spun, hai să vorbim despre el. E un proiect care te împlinește, de fapt. Uh-huh. E un proiect care ți-aduce bucurie și care te ajută să redescoperi plăcerile simple ale vieții. Ne trebuie atât de puțin să fim fericiți și da, cred că asta face da, proiectul pentru ăsta. Că, da. Pentru că până la urmă lucrurile sunt așa, sunt alb și negru. Corect. Nuanța de gri o dăm noi, adică noi complicăm lucrurile în esență până la urmă, nu, că ele sunt foarte și depinde simple. Foarte tare ce alege fiecare dintre noi clar, să vadă, că alegi clar. Să vezi albul sau că alegi să vezi negru. Sunt în perioada în care aleg să văd albul și asta e. Bun, care a fost primul traseu pe care l-ai făcut? Primul traseu pe care l-am făcut a fost în Paris. Da. Era octombrie 2017, atunci a început proiectul. Am plecat pe urmele lui Hemingway. Greu drum. Greu, dar foarte plăcut. Și extrem de provocator, pentru că întâmplarea face ca eu să fi trăit la un moment dat la Paris, adică cumva să cunosc Parisul foarte bine. Mi se părea că nu mai are nimic să-mi ofere, nimic care să mă surprindă. Aici e, de fapt, dar e absolut fabulos în ce fel poate să se schimbe un oraș, o cultură, în ce fel poate să ți se schimbe ție percepția în momentul în care schimbi pur și simplu perspectiva din care alegi să privești exact, lucrurile. Exact. Deci m-am dus prin zone în care mai fusesem. Dar le-ai văzut cu pe care, exact, care dintr-o dată deveneau altceva. Adică, nu știu, clădirile, străzile, lucruri mici pe care nu le-am observat niciodată. Nu știu, Notre Dame a fost primul loc în care m-am oprit în 2002 când am ajuns la Paris. Prima oară în viața mea. N-am știut niciodată că în partea dreaptă a catedralei e librăria Shakespeare and Company a Sylvia Beach, care era o americancă venită la Paris, care a deschis această librărie unde i-a ajutat pe artiștii vremii din perioada interbelică. Exact, și le promova lucrările. Habar n-aveam că există acolo. Vezi? A fost exact și era locul în care mă duceam aproape în fiecare zi. Era unul dintre locurile și mele. Mai, știi, mai e chestia asta, apropo de ce povestești tu acum, eu încerc să fac niște corelații pământene, dacă da. Pot să spun așa. Pe noi ne lovesc foarte tare și ne fac să suferim lucrurile mari, importante, știi, alea da, grele. Da, da, da. Lucrurile alea mărunte care se întâmplă în fiecare zi, în fiecare oră, în fiecare ceas, le dăm deoparte, trecem peste ele și nu le mai băgăm în seamă. Așa. E, de fapt, lucrurile alea mărunte sunt, de fapt, esența și alea te fac să simți cu lucrurile altfel. Și dacă nu le iei în seamă și treci peste... Uite, ăsta e unul dintre conceptele pe care le folosesc la cursurile de scriere creativă, știi? Iată că e ceea ce se cheamă, da, e ceea ce se cheamă scara abstractivității. Scara abstractivității înseamnă că fiecare dintre noi e mai receptiv și comunicarea funcționează mai ușor și, cum să zic, trăirile sunt mai intense, cu cât suntem mai aproape de bază, de detaliu concret, de lucru pe care poți să pui mâna și devine cu atât mai vag și mai puțin. Cu cât ești mai sus pe scară. Exact. E, tendința noastră, după ce avem o anumită experiență, e să ne ducem acolo foarte sus pe scară. Și să uităm, de fapt, de unde să fim foarte deștepți, să fim foarte importanți. Ce uităm și lucru de care mi-aduc eu acum aminte și mă străduiesc să-i ajut și pe ceilalți să facă același lucru, e că am plecat dintr-un punct pe care am putut să punem mâna la un moment concret, dat. Concret, palpabil, exact. Real. Exact. Despre asta e vorba. Caut lucrurile astea. Caut strada Cardinal Le Moine numărul 74. Nu caut lumea lui Hemingway. Exact. Caut, strada, casa locul în care a locuit la etajul 2, unde de jos se auzea muzică de bal în fiecare seară și nu reușea să doarmă împreună cu soția și copilul pentru că era zgomot. Caut acoperișurile care îl inspirau. Caut, nu știu, a doua adresă, cea de care nu știe nimeni dintre vecinii lui că a fost la un moment dat locuința lui Hemingway. Asta a fost un moment foarte frumos pentru că întrebam de adresa respectivă, stătea pe strada Rue Notre Dame numărul 113. Și am tot căutat 113, 113. Și nu era nicăieri. Nu era nicăieri. Pe vremea lui Hemingway acolo era o fabrică de cherestea. Care în vremea noastră da, s-a transformat într-un cartier rezidențial în care stau expații americani. Tot. Exact. E, americanii au această problemă cu cifra 13. Mm-hmm. Da? Știi că și în zgârie nori, etajul 13 nu există, ajunge la 12, la 14. Exact.
Ei, și tot căutam și găseam 109, 111, 115, 115B, 113 nicăieri. Și ne tot învârteam pe acolo și la un moment dat cineva a ieșit dintr-o curte și ne-a întrebat, dar ce căutați? Și am zis, căutăm locuința lui Hemingway. Locuința cui? Locuința lui Hemingway. A, nu, dar Hemingway n-a stat aici. Ba da, și am scos cartea și am arătat. Da. Uite, în cartea lui, el a scris această adresă. Deci omul a fost absolut siderat. Cum adică? Hemingway a stat în casa în care stau eu? De. Da, prieteni. Da, exact. Sunt lucruri pe care le descoperă și ei cu noi. 2018 unde? Ah, nu, următoarea lună. A, următoarea deci, lună, scuză-mă. Am fost așa. Am fost la Paris pe urmele lui Hemingway, la Lisabona pe urmele lui Saramago, la Amsterdam pe urmele lui Anne Frank, la Milano am fost Umberto Eco. O, da. La Barcelona, acum fix un an, am fost George Orwell, la Atena am fost Nikos Kazantzakis, la Roma am fost Federico Fellini, la Londra am fost Jane Austen, încerc să mi le aduc aminte pe toate, dar deja se fac din ce în ce mai multe și cred că o să scap vreo câteva. La Istanbul am fost Orhan Pamuk, la Dublin am fost James Joyce, exact. Și acum la Copenhaga? Acum la Copenhaga am fost Hans Christian Andersen, pentru că proiectul ăsta, uite, s-a mai întâmplat ceva cu el, a devenit dintr-un proiect personal un proiect al tuturor. Mie îmi place foarte tare ce fac, adică nu cred că se vede. Da, se vede clar, de asta spun că vorbești cu o anumită pasiune despre o chestie asta, e foarte frumos. Le-am povestit prietenilor mei și au fost atât de impresionați încât au început să mă invite la clasele copiilor lor. Să pentru le povestești că există această, despre. Da, există acest proiect Școala Altfel, Săptămâna Școală Altfel, în care copiii au diverse activități și mă invitau în Săptămâna Școală Altfel să le povestesc despre lucrurile astea. Și aflau unii de la alții, apoi au aflat profesorii, apoi au aflat directorii. Acum vreau să zic că am agenda plină pentru următoarea săptămână școală altfel. Și merg și le povestesc copiilor despre toate lucrurile astea și atunci cumva trebuie să-mi îmbogățesc experiența personală, pentru că sigur, mă duc după Hemingway, mă duc după Pamuk, mă duc după nobelizați, dar pe de altă parte mă duc și după pământeni. După autori, exact, care să poată să le spună ceva copiilor, care să se apropie mai mult de vârsta lor, și atunci am ales Hans Christian Andersen de data asta. În vară merg la Edinburgh pe urmele lui J.K. Rowling. Am fost la Porto, apropo de fundalul pe care l-avem în spate, frumoasă, da. Exact, care este libreria din Porto, care a inspirat-o pe J.K. Rowling atunci când a creat atmosfera din Hogwarts, da, din școala de vrăjitorie. Trebuie să găsesc cumva repere comune pentru toate vârstele. Da, pentru că trebuie să te raportezi la un moment dat că e ok. Asta exact ce spunea, a început personal, dar iată că a luat amploare și acum trebuie să te adresezi vârstelor. Tuturor categoriilor, exact. Da, tuturor categoriilor, pentru că copiii sunt fascinați, adică pentru ei e o lume nouă și cumva nu e vorba doar despre cărți, e vorba și despre bucuria asta de a rupe fizic limitele, pentru că lumea e de fapt deschisă absolut oricui, da, și e doar mintea noastră faptul că nu putem să mergem exact în diverse locuri. Viviana, eu îți mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul nostru pentru acest interviu s-a... Da, iată, vezi exact ce vorbeam la început. Vreau să-ți mulțumesc foarte tare. Promit că n-ai să scap de mine. Doamne ajută! Promit că o să reedităm această întâlnire după ce îți faci un număr mult mai mare, ca să avem ce povesti mai mult. Până acum am 14, dar va trebui să lungești emisiunea pentru următoarea. Exact, vedem. Vreau să-ți urez succes în continuare, mulțumesc, la cât mai multe drumuri frumoase în acest proiect să le ai în continuare, copiii să afle cât mai multe lucruri, iar ție să rămâi în continuare cititoare, scriitoare și călătoare. Îți mulțumesc foarte mult, fac o carieră din asta. Cu mare drag. Mulțumesc. Dragi telespectatori, iată, cât se poate de simplu. Vrei? Poți. Nu vrei? Nu poți. Până la urmă despre asta este vorba.